Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site mmorog.com. Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile. Linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Road to Glory! Da! O să avem un meci cu Chelsea, un meci foarte important și foarte interesant. Nu ducem prea bine în campionat în ultima vreme, dar să sperăm că vom câștiga acest meci. Să sperăm că Cole va da încă 5 goluri și va face din nou pe cheșerul meciul cu Chelsea. O să jucăm cu Galici în poartă, Tejes, Can, Lukin, Akapo, Gnabry, Diabate, Mina, Lahim, Menos, Gafur, care a făcut 70 overall. Da, interesant. Și bineînțeles în atac, logic. Zeul Cole. Ei bine, să vedem dacă ăștia vor trimite din nou rezervele în teren, cum au făcut-o data trecută. Sunt pe locul 5, Chelsea pe locul 4, un punct peste echipa mea. Dacă o să câștigam șansa să trec pe locul 3, depinde ce fac însă și celelalte echipe, 3-4, cam așa. O să ajung dacă o să înving în acest match. Și da, haide să începem partida, bineînțeles. Portsmouth, Chelsea. Doar aici, în această serie, să începem. Ei bine, să înceapă partida. Ia să vedem echipa lor. John Obi Mikel, William. Mă, în mare parte o echipă bună în teren. Acapo, însă acum recuperează. Bine, Cole, un culoar imens aici, lăsat de fundașii de la Chelsea. Cole scapă bine acolo. Cole, Courtois apără bine data asta. Courtois a greșit destul de grav în meciul trecut. A avut greșeli mari. Acum însă intervine fantastic. Să fie mai greu în acest meci oricum. Acum minge bună spre Cole. Poate să fie o centrare bună pe jos, dar să vină cineva acolo la finalizare. Gol! Jimenez! Din nou centrările astea pe jos. Într-un asemenea meci era nevoie de așa ceva. Și iar o să apară aceea dintre voi. Oh my god, nu mai așa în joc, adică ce pula mea e asta? Asta faci toate meciurile. Cum pula mea vreți, mă, să joc versus Chelsea? Pe bune acum, la dracu, cu echipa bună. Credeți că pot să pasez cu așa jucător de 70 overall împotriva lui Chelsea? Care are jucători de peste 80? Să fim serioși totuși. Când pot, încerc să fac spectacol. Oricum la carieră mă de greu. Mai ales cu asemenea jucători. Atunci când am peste 80 overall la jucători, atunci da, atunci pot face spectacolul mult mai ușor. Dar acum e foarte greu. Dar na, asta este. În fine, hai să trecem peste subiectul ăsta. Jimenez. Merge acolo la Gafur. Fault? Ok, nu mă așteptam să fie. Mi s-a părut o intervenție bună. Nu se dă nimic oricum. Avem o lovitură liberă și pasăm aici spre Jimenez, marcatorul golului neașteptat. Emre Can pierde ușor, nu mă așteptam să greșească Emre Can. Hai bă, ce dracu, tocmai tu. O pasă așteptam de el acolo. Ce bun ar fi fost Diego Costa, pierde. Bate Costa, nu înțeleg de ce. Gnabry o minge spre Cole, nu mai ajunge acesta însă. John Obi Mikel, faultat. Se lasă însă lege avantajului acum Diego Costa. Kakuta, Ramirez, nu l-au pe Eden Hazard în teren. L-au odihnit totuși pe Eden. Cel mai bun jucător al lor, fără doar și poate. Akapo, Gafur, Diabate, mingea deviată. Dacă și-a mingea acolo la Jimenez, ce bine era. Cole pasă. Total greșită. Acuta. Superb a trecut ăla acolo. A scos doi jucători din joc acolo. Azpilicueta. O centrare acolo. Galici iese bine. Și boxează acel balon. Destul de ciudat, dar totuși. Am ieșit din apărare bine. Mingea la Gnabry. Serge Gnabry. Gafur pasează în ultimul moment acolo spre Gnabry. Gafur pierde ușor. Ce preluare stupidă a făcut și asta. A prelungit mingea enorm acolo. Hai mai du-te dracu, bă. Ce trece Kakuta ăsta, bă.
A jucat foarte bine acest Cacuta, Diego Costa, pericol, Jimenez respinge, face și treabă defensivă Jimenez, Minala foarte bine acolo, Cole către Gafur, trebuie să fie o pasă bună aceasta, n-a fost offside, mingea spre Cole, 1-1 cu Courtois, de pula mea. Acum Diego Costa, de ce Costa în marginea careului, centrează Costa, Galici trebuie să prindă, o face lejer, fără probleme, Cole acolo, e excelent. Devante Cole, să vedem dacă putem trece de Martinez. Oh, prea mare, mă, prea mare să treci de Lezidom ăsta. Chiar dacă nu e rapid. Excelent, Minala, și poate să fie un contraatac letal aici. Cole, Devante Cole, Devante Cole! Gol, 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 gol! Prinși acolo, urât. Și le-am dat peste bot. Și mai urât. 2-0 cu Chelsea. Minala, fantastic. Minala, excelent acolo. Cole, finalizare la limită. Courtois putea să scoată mingea asta. Dacă dădeam puțin mai devreme sau puțin mai târziu, cu siguranță Courtois ar fi respins acel balon. Oricum, nu mai contează, este 2-0 pentru noi, aproape de o nouă victorie împotriva celor de la Chelsea. Gafur însă acesta recuperează extraordinar aici. Pleacă acolo bine Cole, mai are energie pentru încă un nou gol, să facem din nou scor cu Chelsea și este 3-0. Devante Cole se dezlănțuie din nou împotriva celor de la Chelsea. Din nou umilință pentru ăștia, 3 goluri diferență în acest meci. Cole o dublă, a dat cu stângul, a dat gol cu stângul Cole. Ăștia au dat totul pentru atac, se pare că Jimenez a accentat, i-a trecut oare? Da, i-a trecut. Și este final de meci, reușesc să înving din nou Chelsea la scor, 3-0, 3-0 cu Chelsea, au trimis aproape cea mai bună echipă, Hazard doar a lipsit din primul 11, însă a fost și el băgat pe final, deci, na. Devante Cole, omul meciului, Gafur a jucat bine, cică, a dat, a dat aici un asist pe finalul meciului, 8 pase din 9, mă, da, a pierdut multe baloane. Asta nu mi-a plăcut la Gafur în acest meci, dar în rest a jucat binișor, aparent. Lukin a fost fantastic. Galici, nu știu, nu prea a avut ce face. Jimenez a dat gol, îi mai pasă de altceva. Minala, Cole și Gafur au pasat decisiv în acest meci. Oricum, un meci extraordinar, încă 3 puncte, 3-0 cu Chelsea. Ce dracu. Na, mai departe avem meci cu Wolverhampton. O să simulăm cu ei, pentru că sunt pe ultimul loc, locul 20 pentru aceștia. Ia să vedem. Așa, advance. Hai cu victoria, hai băieți. Prima simulare din acest sezon. O să simulăm cu ultimele clasate, adică n-are rost să jucăm. Iar dacă o să pierdem, pula mea, nu știu. Vedem. Teie să înscrie din penalti, ok. 1-0 pentru noi, Lukin a luat galben, să sperăm că nu o să ia roșu. Dacă ia roșu, am pierdut meciul. Jucăm în deplasare. Cole face 2-0. Nu, no, trebuie să mă îndoiesc de echipa mea, mă. Câștigăm acest meci, clar. Dacă și ăștia să ne bată cu un Cole în formă demențială, zici că e Lee Kun-ho în primul lui sezon. Și este victorie 2-0 cu Wolves, sau mă rog, Wolverhampton, morților. Mai contează și încă 3 puncte, încă 3 puncte. Urmează acum meciul 3 cu echipa cu care n-am jucat în Europa League, cu Gladbach. O să fie meci interesant, bătălie pentru primul loc. Cine câștigă, acum eu zic că o să termine pe primul loc în această grupă. Oricum, cred că Portsmouth și Borussia se vor califica. Adică nu le văd pe alea să revină în niciun caz. Joacă oribil. Au 0 puncte ambele, golaveraj dezastros probabil. Și da, trebuie să facem o echipă acum. Avem conferință de presă, dar sincer nu prea nu mă interesează pe mine chestiile astea. Nu ajută mai deloc conferințele de presă în acest joc. Și ce dracu... Se blocase din nou asta, mă? Nu mai înțeleg nimic. Da, aparent se blochează din nou, frate, că e fain așa, nu? E fain. Hai de cap. Hai să vedem o echipă. O să jucăm cu Boga. Minala văd că a intrat și el în formă, dar îl băgăm pe Zelalem. Aici îl băgăm pe Jace. Corea, TSK. Nu se fac cea mai bună echipă. Zuma trebuie să intre și el în formă neapărat în acest meci. Madeira. Și cam așa va arăta echipa mea pentru acest meci foarte important. În Europa League, bineînțeles. Hai să începem. Începem partida. Meciul numărul 3 din Europa League.
Cum am mai spus și mai devreme, eu cred că cine o să câștige în acest match va termina pe primul loc în grupă. Lalem, minge spre Jace. Bun. Combinăm frumos aici la marginea careului. Joacă foarte aglomerat ăștia. Jace, frumos, deschidem jocul acolo. Boga, Boga cu șutul, Summer apără. O fază bună, o fază frumoasă. Din nou spre Zuma, este mingea poziționat bine peste poartă. Ah, la dracu. Atât de aproape. Atât de aproape. O, Zuma greșeală. Nu o să intre în formă așa, dacă fac tâmpenii din astea. Hazard cel tânăr la Dominguez. Hazard. Thorgan Hazard, o centrare acolo. Cruz, este gol. Este gol. 1-0 pentru Gladbach. N-a fost offside aparent. Max Cruz sau Cruze, nu știu. Înscrie, iată. Este final de meci, pierd această partidă. Posesie 63-37, incredibil. Au jucat fenomenal ăștia. Deci așa frumos au jucat. Fantastic. Fundașul al lor a luat omul meciului, a jucat bine, nimic de zis. Au o formație defensivă, iată. Doi CDM, doi închizători acolo. Na, nu știu ce să zic cu meci. Lipsit de ocazii, dar cu pase frumoase, cel puțin la ei. Eu n-am putut, am fost anihilat. În repriza a doua am fost pur și simplu anihilat de cei de la Gladbach. Da. Una bună și una mai puțin bună, aparent. Madeira ce vrea? What? Ok. Madeira nu se simte bine. Nu știu care-i faza, în fine. Nu mai contează mult și aici așa de curiozitate. Pot să mă duc la City, la Juventus, la Udinese. Mă rog, să aplic pentru un job acolo. Dar nu cred că o să mă accepte ăștia. Oricum nu mă duc, nu plec de la Portsmouth. Este Road to Glory cu Portsmouth. Da. Data viitoare vom avea meci cu Southampton. Suntem pe locul 3 în campionat. Stăm bine aici. Și în grupa din Europa League stăm bine. Opa, din greșeală am dat acolo. Pe ce loc sunt cei de la Southampton? Pe locul 11. Normal o să jucăm cu ei. În BPL meciuri mult mai grele. Avem meci și cu Leeds în Capital One Cup. Probabil ar trebui să fie un meci ușor. Iată, mai avem o lună, două luni jumate, însă pline de meciuri interesante. Oricum, cam asta a fost pentru astăzi. Eu am fost Quick. Să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao, les!